Așadar, președintele a prelungit cu 30 de zile starea de urgență. Școlile rămân închise, restricțiile de circulație se mențin. Pericolul n-a trecut și de noi depinde când ne recâștigăm viața dinaintea pandemiei. Acesta e mesajul transmis de Claus Iohannis tuturor. Iată noile măsuri anunțate de șeful statului o relaxare a restricțiilor în perioada urm următoare ar duce la o creștere vertiginoasă de noi cazuri de infectare, stați acasă pentru a nu ajunge pe un pat de spital. Nu păcăliți instituțiile statului, vă păcăliți singuri, îi păcăliți pe cei dragi vouă, școlile rămân închise. Se organizează în măsura po posibilităților Activități didactice online. Se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică. O mențiune specială pentru situația în care se va constata o scădere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale pe piețele regionale. Aceste scăderi să se reflecte în prețul plătit de consumator. Termenele de preaviz în cazul demisiei personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării ordinii publice și securității naționale, se suspendă. Este interzisă încetarea sau suspendarea activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice a centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități. Activitatea de judecată continuă numai în cauzele de urgență deosebită. Sunt măsuri care ne afectează temporar o parte dintre drepturi și libertăți, dar care salvează vieți.